Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. O întreb ce faci? Și îmi scrie, mă plictisesc. Wow. Deci eu când scrie că mă plictisesc, cum 11 copii, să te plictisești. Prima dată când devii mamă, deci este un sentiment uimitor pe care nu-l simți decât atunci când devii mamă. Am trecut prin momente destul de grele în viață și cu 11 copii și toate lipsurile. Soția mea dintotdeauna a fost foarte pozitivă. Foarte pozitivă și dintotdeauna spunea, nu e nicio problemă, se poate. Edita, Ruben, Daniel, Levi, Samuel, Iosif, Timotei, Ruth, Sara, Phineas și Abigail. A zis bine? Da. Te caut mereu în mâna ta. Tu ești ce-mi doresc. Mă fac să plutesc. Simt dragostea. Ce mult te iubesc. Ce bine că bună seara și bine v-am găsit la această ediție specială a emisiunii Ce bine că ești. În această seară, doi oameni deosebiți, care sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună 11 copii, sunt alături de noi pentru a ne povesti cum este relația lor de cuplu. Le spun bun venit invitaților mei, Stelică și Sorina Strugariu. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Apreciez că ați făcut acest drum. De unde veniți? Venim din Suceava. Suceava, wow, foarte mult drum și mă bucur că ați ajuns la noi în platou. Așa cum am menționat, aveți 11 copii. Cum este acest lucru pentru voi? Viața cu 11 copii într-o continuă mișcare, cam. Cred. Sunteți solicitați la maxim, nu? Da. De dimineață e programul de dus la școală, la grădiniță. După două de-abia lucrurile se mai liniștesc. Când îi duc, numai doi mei merg la școală și restul sunt acasă, mai culcăm de amiază, fac temele. Da, asta este o rutină. Cu temele la toți, cred că e o provocare. Da. Cum faceți când plecați într-o excursie, toți? Cu câte mașini? Cum? De obicei mergem foarte rar în excursie sau dacă facem vreo excursie, e de durată scurtă, pentru că în momentul când mergem cu toți, nu se mai numește excursie pentru noi. Deja provocările sunt foarte mari, sacrificii foarte, foarte mari. Dacă facem, alegem cu două mașini, mai rugăm pe prieteni de-ai noștri să ne ajute, având în vedere că sunt foarte mici cei care sunt ultimii, sunt foarte mici și avem nevoie de ajutor de multe ori. Am înțeles. Între ce vârste sunt cuprinși? Ce interval? Copiii au între 12 și 2 luni. Wow, 2 luni, bebeluși! Ce drăguț! Și ultimii, ce vârstă au cei mai mici? 2 ani și jumătate și 8 luni cam, 1 an jumătate și 2 luni ăștia mai mici. Am înțeles. Deci cu ei un pic mai solicitant. Da, ceilalți deja au început a merge la grădiniță, e ok. Mm-hmm. Ce tare. Și cea mai mare știu că este fată, vă ajută? Da, este chiar un real ajutor în familie. Super. Se descurcă ca și mine cu copiii, chiar am o foarte mare bază da. În ea. Ce fain. Și băieții nu sunt la fel, dar mă bucur că prima este fată. Da, chiar aveați nevoie. Și la început chiar îmi doream la început să fie băiat. Mm-hmm. Nu știu de ce. De ce chiar îmi doream chestia asta, dar când am avut fată și după aia 6 băieți unul după altul, mă gândeam. Dacă nu avem prima fată, oricine chiar era. Da. Și ea nu se mai plânge că uite, aș vrea și o să mă ajut mai mult sau îi place, îi face plăcere să aibă grijă de... Îi face plăcere, dar oricum nu o oblig să stea. Când vrea să stea bine, când nu chem altă fată de ajutor, nu oblig să facă o chestie care nu vrea. Deci nu pică totul pe umerii. Da, are și școală, trebuie să învețe. Corect. Ceea ce mă impresionează la Iudita, la fata cea mai mare noastră, este că este foarte atentă. În momentul când soția mea, Sorina, se simte rău, imediat vine și îmi spune, tata, merg să iau bebelușii, merg să iau copiii, să o las pe mama să odihnească și să ocupă de ei ca și o mamă. Ce fain! O să-i pierde bine experiența asta, când o să aibă proprii copii, va fi mai ușor. Sperăm să nu se plictisească, că are activitate. Da, clar. Dragii mei, aveți 13 ani de când zicie, cum au trecut aceștia pentru voi, cum vă simțiți după atâția ani împreună? 13 ani de căsătorie, în primul rând, au trecut foarte repede. Parcă acum eram în perioada când pregăteam ziua nunții și
toate lucrurile de atunci, au trecut atât de repede. Când mă uit în familie, la câți copii avem și cum au trecut viața, au trecut foarte iute. Pe de altă parte, viața noastră de familie a fost plină de provocări, începând, ca și toți ceilalți, probabil, de jos, cu multă muncă, cu mult sacrificiu ca să ajungem până aici. Dar momentul când am ajuns aici, în momentul ăsta, chiar îi mulțumim lui Dumnezeu că am văzut mâna Lui în toate. Chiar Dumnezeu ne-a însoțit în toate și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Deci când v-ați căsătorit, nu aveați mai nimic, practic. Când ne-am căsătorit, nu aveam nimic. Mi-a rămas ceva bani de la căsătorie și rest n-am avut nimic atunci. Dar încetul, cu ajutorul lui Dumnezeu și chiar prin minunile lui Dumnezeu, am reușit să construim o locuință, ceea ce a fost cea mai mare provocare pentru noi. Cât a durat? Și cea mai mare nevoie. Imaginați-vă, fiind angrenat împreună cu frații mei, mergând să cânt în biserici, ajungeam acasă uneori noaptea și îmi găseam soția cu copiii pe picioare și plângea. Și întrebam ce s-a întâmplat. Imaginați-vă ce era în inima mea de soț în momentul ăla, că știam că vroiam să lupt mai mult și n-aveam cum. Da. Nu dovedeam, pentru că familia se mărise. Și atunci soția mea spunea aceeași dorință de fiecare dată când o găsim acasă. Aceeași dorință. Când o să avem locuința noastră? Și pe mine, ca și soț, mă durea lucrul ăsta și chiar foarte mult m-a apăsat, foarte mult am luptat pentru asta. Și la un moment dat, chiar Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos și avem locuința noastră. Și acum, chiar pentru noi e o binecuvântare. Cred. Și având atâția copii, cum reușiți să le gestionați spațiul? Stau mai mulți în camere sau cum faceți? Vă trebuie o casă mare, cred. Da, casa noastră nu este o casă mare. Este o casă plină de dragoste, dacă pot să spun așa. La noi, casa noastră are 67 de metri pătrați. Copiii n-au camera lor fiecare, stau mulți în cameră, având în vedere că sunt mai mici acum. Ne gândim să facem o extindere, că e neapărat nevoie. Când vor fi mai mari. Când am făcut locuința, alea au fost posibilitățile noastre. Ne gândim să extindem un pic, dar să știți că dincolo de ceea ce oferă un spațiu mai mic, poate nu avem toate condițiile necesare ca să punem totul la locul lor, să fie așa, dar e un cămin plin de dragoste pentru copiii, s-au obișnuit să fie grămadă. Uh-huh. Uneori, dacă încerc să-i despart, să-i duc într-o cameră în alta, imediat cer unul pe celălalt. Vreau să dorm eu cu cel mic. Imaginați pe cei mici din camera noastră, când vine următorul copil, imediat o mers în camera lor. Ei se ocupă, ei le dau lăptic uneori când ei se trezesc, dacă n-apucăm să ajungem noi. Și cresc într-un cadru foarte, foarte frumos. Dacă cineva le oferă ceva cât de mărunt, să le dea o bomboană imediat și pentru ceilalți. Serios? Da, ei s-au învățat să fie împreună. Să împartă tot. Tot împart, totul e acolo, la un loc. Ce frumos! Deci nu se plâng că, vai, n-am spațiu, n-am unde să-mi țin hainele, mi-a luat locul sora, fratele. Nu, ei chiar se joacă împreună și își împart lucrurile destul de... Foarte fain. Aștept mici de la jucării, mai câteodată se mai ceartă, dar ajung ei la un comun acord. O să mai discutăm puțin mai târziu despre cum reușiți să le oferiți această educație. Însă acum aș vrea să aflăm povestea voastră de dragoste. Cum v-ați cunoscut? Aici cred că trebuie să spun că inițiativa de la mine a pornit. Noi am locuit și locuim în același sat. Familiile noastre sunt în același sat. Distanța dintre casa mea părintească și casa părintească a soției mele e undeva, să spun așa, mergând pe jos 5 minute. Mai ales când mergeam de la mine acasă ca să merg să mă întâlnesc cu viitoarea mea soție, cu prietena mea pe atunci, cred că nu știu dacă făceam mai mult de 3 minute jumătate, știți? Când mergeam, alergând, era viteza cât mai mare posibil. Cum ne-am cunoscut? Fiind creștini, am avut un cadru creștin, eu am fost angrenat în biserică și acolo ne-am întâlnit. Am avut anumite activități împreună. La un moment dat, soția mea, fiind fiică de dirijor de cor, a venit cu o inițiativă, ceea ce mie chiar nu-mi trecuse prin cap până atunci. Și mi-a spus, n-ar fi frumos să facem un grup prin care să cântăm, să-L lăudăm pe Dumnezeu? Și am spus, dacă tu ești de acord,
mai ales când chiar îmi plăcea în prezența ei și în prezența tinerilor, să facem. Și așa am început noi să îl lăudăm pe Dumnezeu, să avem activități împreună, până când, într-o seară, nu pot să uit, 11 aprilie 2004, mi-am făcut curajul, cu toate că eram foarte tânăr, și am mers și i-am cerut prietenia și mi-aduc aminte, cu toate că eram foarte tânăr, i-am spus că vreau să fii prietena mea, vrem să vorbim în vederea căsătoriei și eu vreau ca tu să fii și soția mea. Așa, și direct. Am fost foarte direct, foarte, foarte clar în exprimare și foarte hotărât. Câți ani aveai? Atunci aveam aproape 17 ani. Vai, și tu? Eu 16. 16, chiar erai micuț, adică adolescenți. Da, eram adolescenți. La noi a fost ceva special, dacă pot să spun așa, eu așa consider și așa privesc acum lucrurile. De foarte multe ori mi-am pus întrebarea asta. De ce am început să vorbesc cu Sorina așa de tânăr? Dar pentru mine, eu știu care erau pornirile mele, știu modul în care mă raportam la viață, știu care erau gândurile mele și ce aveam de gând să fac. În momentul când am cunoscut-o pe Sorina, ea mi-a oferit un echilibru. Și echilibrul ăsta, într-un mod deosebit, mi l-a oferit pe toate din toate punctele de vedere, dacă pot să spun așa. Și din punct de vedere spiritual, într-un mod deosebit. M-am așezat, m-am liniștit. Și atunci am început să cânt și la acordeon. Eu știam să cânt la acordeon, dar atunci am început să pun suflet mai mult. Și de dragul ei și de dragul lui Dumnezeu am început să facem asta și practic mi-a oferit un echilibru. Și acum înțeleg de ce am început să vorbim. Dar ceea ce am apreciat, adică ce a fost cel mai frumos, că eu m-am gândit ea să fie soția mea și chiar a fost singura mea prietenă. Deci, singura mea prietenă și soția prima mea. Și ultima. Da. Foarte frumos. Așa a fost și pentru tine? Da. Dacă am fost, eram și tânără deja, da. Nu mai aveam când să mai am și alte relații înainte. Da. A fost foarte concentrată pe școală până atunci și de atunci. Super. Și nu te-a șocat când el ți-a spus așa, uite, vreau să fii soția mea la 16 ani? Nu. Chiar nu, a fost un șoc. Îți plăcea și ție de el. Logic. Altfel nu l-aș fi acceptat, probabil. Da. Bineînțeles, ca și tânăr, eu am studiat bine situația. Am studiat foarte bine să nu primesc un răspuns negativ. Mm-hmm. Te-a asigurat și că asigurat, e reciproc. Practic, m-am dus la sigur și ce m-a bucurat cel mai mult, că răspunsul a fost pe loc. Nu a fost timp de așteptare. Stai să vedem, o să mă consult cu nu știu cine. Nu, a zis nu, clar. Deci am pus întrebarea și am primit răspunsul și am mers acasă foarte bucuros. Și mi-aduc aminte că în momentul când i-am spus da, mi-a început să ploaie. Eu n-aveam mașină, aveam doar bicicletă. Și am zis, uite, și cerul se bucură pentru noi și cerul plânge. Și am și plecat cum prindea ploaia. Și cât timp a mai durat până a fost nunta efectiv? Din momentul când am cerut prietenia, au fost 4 ani și ceva. Wow! Deci am început pe 11 aprilie să vorbesc cu Sorina, apoi ne-am căsătorit în 2008, pe 27 iulie. A durat așa mult pentru că erați prea mici, nu? Sau de ce? Da, eram prea tineri. Într-un mod deosebit, știți, ea putea să se căsătorească, poate mai repede, dar eu trebuie să fac măcar 20 de ani ca să mă pot căsători și să pot să nu, chiar să am măcar o parte din banii de la nuntă. Am muncit pentru asta și de asta a trebuit. A fost momentul să strângem ceva pentru a face nuntă. Da, să putem să strângem ceva. Să putem să strângem. A fost greu, Sorina, să aștepți 4 ani pentru a începe viața alături de omul pe care îl iubești? Nu că a fost greu, pentru că eu făceam și liceul și eram ocupată. Da. Dar oricum, când aștepți, se pare mult. Da. El a fost o perioadă, dar foarte scurt, plecat și în Italia. Și după aia am fost în slujire, mai ales mergeam aveam un grup care cântam, mergeam pe misiuni. A trecut timpul, cumva petreceam foarte mult timp împreună din cauza grupului pe care l-aveam. Mergeam în misiuni, în weekend. Deci asta vă ținea preocupați, da. Cumva. Foarte fain. Și după 4 ani, când efectiv a venit momentul nunții, cum a fost pentru voi ziua aceea? A fost cea mai așteptată zi. Dați seama. Clar. Am avut anumite provocări. Imaginați-vă că de-a lungul prieteniei noastre și părinții și-au pus anumite semne de întrebare la un moment dat. Da. Vreau să vadă dacă e ceva serios. Imaginați-vă, eu aveam 17 ani, ea avea 16 ani. Se gândeau că nu ține asta. Nimeni nu se gândea. Deci nimeni nu se gândea că va ține. Spunea, bă, fiți foarte atenți la asta.
Eu am fost foarte tare de la început și Sorina la fel. Deci noi vrem să ne căsătorim. Dar ceilalți nu aveau cum să vă ia în serios. Că ziceau că sunteți probabil mici. N-aveau cum. La un moment dat am început să, dacă pot să spun așa, mici restricții. Bă, să vă întâlniți în grupuri mai mari sau să vă întâlniți în, mai mult în weekend. Și am respectat ceea ce mi s-o cerut. Am respectat, am fost foarte ascultători într-un mod deosebit de părinții noștri și îi apreciez că au fost precauți în privința asta. Dar în inima mea și în inima lui Sorina, de la început, noi am știut că suntem unul pentru celălalt și uitați-vă că suntem aici și mulțumim lui Dumnezeu. Ce fain. Și părinții voștri în timp și-au dat seama că e ceva serios între voi, au fost de acord cu decizia sau, nu știu, ar fi vrut să fie altfel lucrurile? Ați întâmpinat probleme din perspectiva asta? Doar singura problemă asta a fost că eram prea tineri și au așteptat să ajungem la o anumită vârstă ca să ne putem căsători. Păi n-au fost împotriviri. Chiar m-am bucurat mie, la un moment dat mi-aduc aminte fiind tânăr. Acum am o relație extraordinară cu tata socru, am o relație extraordinară și chiar cu familia Sorinei ne înțelegem de minuni, suntem o familie adevărată. Dar momentul când eu m-am dus să o cer de la părinți, pentru mine era un moment foarte emoționant, dar aveam și o anumită frică, pentru că de-a lungul timpului socrul meu spunea: la mine nu o să vină să-mi ia fetele orice fel de băiat. Oh, și mai ales că soția mea face prăjituri și gătește foarte bine și socrul meu era foarte entuziasmat și era foarte bucuros de modul în care Sorina era în familie, se raporta în familie. Nu vrea să ia nimeni. Și atunci am avut câteva emoții așa din punctul ăsta de vedere, că atunci când o cer pe Sorina mă așteptam să-mi zic că socrul meu ori mai așteaptă, ori să-mi dea un răspuns negativ sau să fie. Dar au avut o deschidere în privința asta și sunt sigur că au văzut că lucrul ăsta nu pornește așa doar din punctul nostru de vedere și au dat seama că și Dumnezeu a unit destinile noastre. Foarte fain. Ce bine că e. Când am intrat prima dată în familie la Sorina... Te-ai speriat. Da, chiar m-am speriat când am văzut cum vorbesc. Ei vorbesc foarte repede și foarte tare. Și în momentul ăla, eu prima dată am crezut că se ceartă. Aia mi-am dat seama, nu, că așa chiar simt. Așa este vorbesc. Normal, ceva normal. Prima dată când devii mamă, deci este un sentiment uimitor pe care nu-l simți decât atunci când devii mamă. Ce bine că e! Ce vă aduceți aminte din ziua anunții? Câți invitați ați avut? Cum a fost pentru voi acel moment? Am avut aproape 400 de invitați. Mamă mea, mulți! Da, am avut o nuntă destul de mare, pentru că Sorina se trage într-un neam mai mare, au reușit de foarte, foarte multe. Eu nu sunt chiar așa, noi nu suntem un neam foarte mare. Acum, dacă avem 11 copii... O să fiți tot mai mare. Și dacă mergem în ritmul ăsta, probabil că o să dominăm. Stai să vezi când vor face ei copii, cât o să fiți de Crăciun, că tot suntem... Da, am avut o nuntă mare. Au fost foarte, foarte multe momente pe care mi le amintesc și mă emoționează, dar... chiar mi-au rămas în memorie. Mi-aduc aminte că nunta noastră fiind în anul 2008, anul ăla a fost un an în care au fost foarte multe inundații. Și în foarte multe zone din țară și la noi au plouat foarte mult. Și mi-aduc aminte că noi încercam să decorăm sala și totul să facem să fie frumos, în limita posibilităților la demisorul bisericii noastre. Și sâmbătă am pregătit noi, sau vineri am pregătit lucrurile așa, și sâmbătă a venit o ploaie extraordinară. Și a avut, cred că, 20 cm de apă în tot demisorul. Imaginați-vă, am scos cu gălețele, cu tot ce puteam să scoatem, că urma, deci sâmbătă mi-am scos apa, duminică urma nunta. Și cea mai mare dorință mea înaintea lui Dumnezeu era ca în ziua nunții mele să fie soare. Da. Și când am văzut că toată săptămâna au plouat și într-un mod deosebit sâmbătă ploase, foarte mult. Deci vi s-au stricat pe acolo aranjamente. Atunci foarte mulți oameni au venit și mi s-au stricat și anumite aranjamente, dar am încercat să reparăm, dar foarte mulți întrebau, o să fie soare la nunta ta? Și atunci am zis, eu cred că o să fie soare. La noi căsătoria,
slujba religioasă. A început undeva, începea la ora 15, dar la ora 13 noi ar fi trebuit să pornim de acasă. Uh-huh. Și mi-amintesc că pe la ora 12 a început să ploaie foarte tare. Și mă gândeam așa, oare, Doamne, oare să-mi ascult dorința mea? Că era dorința mea cea mai mare, să fie soare. Și exact înainte să pornim, cu vreo 10 minute, s-a liniștit ploaia și a ieșit soarele. Când m-am dus în biserică și am mulțumit invitațiilor și oamenilor care au fost prezenți la nunta noastră, chiar am spus mulțumirea asta. Îi mulțumesc Dumnezeu că a oferit soare și pentru mine a fost un mare semn. Da. Și chiar am văzut mâna lui Dumnezeu. Știu cum e, că și la noi afară a fost, am avut un aer liber în mai și ploua toată dimineața, poate. Și momentul în care am început, n-am mai plouat. Și e o minune, da, e efectiv, simți că Dumnezeu îți face un cadou în ziua nunții. Foarte fain. Sorina, cum a fost pentru tine ca mireasă acest eveniment? Noi, fetele, visăm de mici la ziua aceasta. Da, un eveniment care e mult așteptat. Dimineața m-am trezit, când am văzut afară că plouă, m-am pus înapoi în pat, am zis, mai am timp. Cumva că când după aia te pregătești, ne-am pregătit pentru plecarea la biserică, când am văzut că s-a oprit ploaia, a fost o minune mare, că puteam să mergem liniștiți la biserică. A fost o zi frumoasă, care nu o uiți, care o zic eu că a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Și cu multe emoții, cu toate că ești învățat în față, că am mai cântat în grup, când ajungi acolo în postura de mireasă, este altă, trăiești alte sentimente. Ați cântat unul altuia ceva? Ați făcut dedicație muzicală? Da, am cântat o melodie împreună, da, la nuntă. Chiar am compus atunci o cântare special pentru ziua noastră. Foarte frumos, super. Dar cum a fost apoi viața voastră? După ce v-ați mutat împreună și ați început efectiv căsnicia, ați întâmpinat ceva probleme acomodându-vă unul cu celălalt? Ca și în fiecare familie, probabil că aici trebuie să vorbim amândoi câte o parte mică, da. Ca și în fiecare familie, este un moment în care trebuie să ne acomodăm unul cu celălalt. Imaginați-vă că eu vin dintr-o familie care oamenii sunt mai calmi, așezați, așa sunt ei. Sorina vine dintr-o familie de oameni foarte gospodari, foarte iuți și care, cum să spun, au un spirit așa gospodăresc și nu se lasă, dacă pot spune așa, călcați în picioare. Deci sunt oameni care au răzbătut extraordinar în viață. Și atunci, eu fiind mai așezat, ea fiind mai iute, au trebuit, chiar mi-aduc aminte că în prima zi după ce ne-am căsătorit, eram împreună și chiar vorbisem cu Sorina, cu soția mea, îi spuneam, uite, acum suntem numai noi doi, nu-i gălăgie, noi trebuie să vorbim încet. Trebuie să ne învățăm să ne înțelegem din priviri. Când am intrat prima dată în familie la Sorina... Te-ai speriat. Da, chiar m-am speriat când am văzut că îi vorbesc foarte repede și foarte tare. Și în momentul ăla, eu prima dată am crezut că se ceartă. Aia mi-am dat seama, nu, că așa chiar simt, așa este normal, ceva normal. Și în perioada prieteniei, chiar vorbisem... Și eu ridicam tonul ca să mă fac și eu auzit acolo când eram prezent împreună cu ei. Apoi când ne-am ajuns în familie, chiar ne-am impus lucrul ăsta. N-am reușit 100% să dăm tonul de sus în jos, dar ne luptăm la asta și îi mulțumim Dumnezeu. Dar a fost o mare provocare. A fost o mare provocare să ne acomodăm în privința asta. În privința gătitului sau astea, n-am avut nicio problemă. Ți-a plăcut? N-am avut nicio emoție. Știam deja ce am luat. Păi da, patroane, ai tot gustat, ai tot încercat. Am mâncat cele mai alese mâncăruri. Imaginați-vă când prietena își cheamă prietenul la masă. Da, 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 s-a pregătit mereu, cred că foarte bine. Cu tot ce trebuie, da. Spune-mi, te rog, Sorina, cu ce te-ai confruntat când te-ai văzut în casă cu noul soț? Cu tabiturile lui, tu cu ale tale? Cred că cel mai greu mi-a fost mie pentru început. Că eu stăteam acasă, eu fiind învățată, mergeam toată ziua la școală, aveam un ritm. Program, un ritm. Și deja când m-am trezit așa și eram toată ziua acasă, voiam să-mi caut ceva de lucru, că eu... Te pitiseai. Da, aveam ocupații cumva. Că la început, fiind numai noi doi, e clar că nu ai mare lucru de făcut, în afară de spălat și că gătești ceva mâncare, nu aveam. Dar imediat după aia am rămas însărcinată și... Ți-a venit ocupația. Mi-a venit ocupația.
dacă vă vine să credeți, ea de la început s-a plictisit și căuta treabă din primele zile după ce s-a căsătorit. Așa se iei, așa se iei și așa ea. Dar imaginați-vă că acum noi avem 11 copii și uneori eu, mergând în activitatea mea pe care o am și foarte mult plecat uneori, o întreb ce faci și îmi scrie mă plictisesc. Wow. Deci eu când scrii că mă plictisesc, cum 11 copii să te plictisești și se apucă de făcut ceva bun pentru copii, o prăjitură sau ceva. Nu ne lipsește asta, din totdeauna își caută ocupații. Așa ea și eu chiar îi mulțumesc Dumnezeu. Până ți-o găsesc pe Sorina, mi-aduc aminte, ca și o paranteză, mama mea spunea, ție o să-ți trebuiască o soție calmă. Și eu așa mă uitam după o soție calmă. Numai că am găsit-o pe Sorina și m-am îndrăgostit de ea. Ani de zile m-am întrebat de ce Dumnezeu mi-a oferit o soție care e foarte răzbătătoare. Și acum, având 11 copii și activitatea pe care o am, pentru care trebuie să ne sacrificăm foarte mult, îmi dau seama că mie exact asta îmi trebuia. Mm-hmm. Și chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu. Că Dumnezeu a văzut mai bine decât mine și decât părinții mei. Da. Deci a venit primul copil, Sorina. Cum a fost pentru tine acest sentiment să devii mamă și să Probabil naști? Ca oricare mamă. Prima dată când devii mamă, deci este un sentiment uimitor pe care nu-l simți decât atunci când devii mamă. Deci atunci este un sentiment minunat, chiar dacă treci printr-o naștere, prima fiind și mai grea decât celelalte, dar dragostea care ți o porți pentru copilul tău te face să uiți prin tot ce ai trecut, suferința. Și la cât timp a venit al doilea copil? La un an și o lună de distanță de prima. Deci destul de repede. A doilea, da, cam așa a fost diferența între primii toți. 5, a fost de un an și o lună. Aveam în iunie, iulie, august, septembrie și în octombrie. Deci chiar ei erau una după alta, a fost ce așa lunile. Nici nu îmi vine a crede când a trecut timpul și a fost... Da. Toate astea când au trecut. Nu a fost obositor pentru tine, mai ales stând mai mult cu ei, să zici, gata, nu mai ajunge cu atâția copii sau nu știu. Nu te-ai simțit copleșită? Poate câteodată te simți copleșită, dar o iau de la capăt. Puternică femeia. O iau de la capăt. Chiar eu momentan simt că fac față la copiii care i-am. Nu... Și ai mai putea să ai? Da. Serios? Oricând. Oh my God! Da. Foarte interesant. Rar auzi, mai ales mame care să duc așa de mult și cu doi copii sau cu unul se plâng multe mame și nu este ușor, dar iată că, nu știu, ai o capacitate de a te pune așa tu pe tine în formă. Și să faci față. Da, îți revii așa când îi vezi pe copii și că toate lucrurile merg bine, chiar ai o mulțumire sufletească și o împlinire. Genul de femeie care este Sorina e o femeie foarte ambițioasă. Dacă eu lipsesc de acasă și trebuie să dau un exemplu, să sparg vreodată lemne, ceea ce e posibil să fie când n-am apucat să fac un lucru sau imediat ea se ocupă de tot ce trebuie. Nu contează domeniul, că ține de treabă de femeie sau de bărbat, nu contează. Deci nu contează. Imaginați-vă când ne-am construit casa la un moment dat, eu lucrând în construcții pe atunci, am construit casa cu mâinile mele. Da. Tot și în interior, tot am făcut cu mâinile mele, împreună cu frații mei care m-au ajutat. Și la un moment dat chiar nu mai aveam pe nimeni, nici nu prea aveam bani să plătim și soția mea era la betonieră și eu turnam betonul în stâlpi. Noi am lucrat împreună. Când am pus parchetul la casă, mi-aduc aminte, într-o noapte atât de obosit eram, nu mai știam să fac un decupaj la o ușă. Și toți îmi spun, las că-l fac eu. Și făcut decupajul la ușă. Deci, nu e nimic peste puterile ei. Nu există. Foarte fain. Deci nu există. Și... De unde îți vine puterea asta, Sorina? Cum poți? Eu cred că Dumnezeu ne ajută să trecem peste toate și când vezi copiii și... Îi vezi cât sunt de fericiți și frumoși, deja îți dau putere și energie, da. Reușești să ai moment pentru tine să, nu știu, să ai un mic răsfăț sau să ai o pauză? Reușești? Da, când îmi doresc o pauză, am o fată pe care o mai chem și mă ajut cu copiii și merg unde vreau, cum nu e, că sunt legat de casă tot. Și ce faci în acele momente ca să te relaxezi, să te detașezi puțin?
merg la cumpărături, spre exemplu, una din... Da, terapie de cumpărăturile pentru femei. Merg la cumpărături, nu știu, mai merg în vizite la prietene sau chestii din astea. Îmi place să citesc. Mm-hmm. Acum nu mai am timpul care l-aveam, dar în fine. Când apuc, mai citești mai un pic. Citesc. Un mare avantaj pe care l-avem noi în familie și asta nu e implementat de mine, e implementat de soția mea, e că am învățat copiii să fie foarte liberi. Dacă în alte familii, în momentul când pleacă mama, parcă a căzut ceva, a căzut cerul și copilul nu mai știe ce să facă, la noi nu contează că pleacă sau vine mama. Copiii se descurcă, copiii sunt mai independenți, adică se descurce și singuri în viață, nu doar cu mama lângă ei. Foarte bine. Deci poate să-și pună de mâncare, da, să-și încălzească, da? Adică se descurcă, să supraviețuiască, așa e normal să învățăm. Ce ne uimește că Iudita împreună cu băieții, și băieții trebuie să facă anumite lucruri pe care le face mama uneori, fiind acasă, uneori ne așteaptă dimineața, ne cheamă în bucătărie sau chiar ne aduce la pat cappuccino sau ne cheamă la micul dejun, da? ei ca și copii. Fain. Cu toate că au o vârstă foarte, foarte mică. Da, dar încearcă ei să se organizeze cumva. Se organizează singur și dacă plecăm, nu-i nicio problemă. Și atunci are o libertate să plece. E mare lucru, mare lucru. Dar asta probabil pleacă și din educația pe care ați încercat să le oferiți de când s-au născut. Să-i obișnuiți să fie echipă, să fie liber, să se descurce independenți. Da, și eu cum le-am făcut și o listă cu treburile de făcut. Și cu treburile de făcut. Da. Unde stă lista asta? Pe frigider. Am înțeles, deci vizibilă pentru toată lumea. Da. Cam ce reguli sunt așa în casă, în casa voastră? Într-un mod deosebit ne axăm foarte mult pe părtășia dintre noi. Chiar dacă eu sunt foarte mult plecat, în momentul când am posibilitate să fiu acasă și chiar dacă nu sunt eu, e soția cu ei, avem momente de părtășie. De exemplu, în ultimele 5 săptămâni și continuăm cu asta, am încercat să avem un moment în care să lăudăm pe Dumnezeu, mai ales că eu cânt la un instrument, băiatul meu cel mai mare cântă, Iudita cântă la un instrument, Daniel la fel, chiar dacă sunt mai la început, dar la noi în casă sunt instrumente, e gălăgie totdeauna. Și atunci ne unim toți, cântăm și am făcut, de exemplu, ca să fie și atractiv pentru ei, am făcut psalmul săptămânii. Și le dau, uite, astăzi învățăm psalmul 23, săptămâna viitoare învățăm celălalt psalm. Și atunci ne-am axat foarte mult pe părtășie care îi unește pe ei. Chiar dacă noi facem părtășia aia de câteva minute, ei rămân și împreună învață psalmul. Bineînțeles că eu le spun, cine învață și îmi spun psalmii pe de rost și îmi spun fără să se încurce, tata le face un premiu. Și m-am ținut de fiecare dată de cuvânt, au o ambiție extraordinară. Deci până la cei mai mici, imediat îmi spun psalmii ăștia. Primul lucru pe care l-am făcut, asta e prima regulă. Copiii trebuie să știe să se închine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să știe să cânte, să asculte pe părinți. Asta sunt regulile într-un mod deosebit și dimineața și seara. Și apoi celelalte seturi de reguli le-a făcut soția care țin de administrarea casei. Gospodăriei. Da. Și aici poate să spun mie cum să fac. E evident că le dau treburi pe vârsta care o au. Da. Unul are de așezat papucii, ăștia mai mici de strâns hârtiile din casă, care tot timpul apară, zici că îi zbură. Cei mari pun la spăla vasele, unul strânge masa, unul... Deci fiecare să aibă ocupații ca să nu se plictisească. Bine, că ei au și temele și... Mai greu a fost când a fost cu școala online. Mm-hmm. Atunci a fost o provocare maximă. Cred. Pentru că trebuia să avem camere separate cumva pentru fiecare, când intra în online și chiar. Tablete și toate, și nici nu voiau să stea în online, cei mici care erau în grupa 0. Săraci, da. Ei fugeau pe sumază, nici grijă la online, nu aveau. Doar mai sunt prea mici pentru așa ceva. Așa, în rest, încercăm să îi facem să fie ascultători. Ce bine că e! Cea mai des întrebare pe care mi-o pune soția mea, cea mai des întâlnită întrebare, oare când o să avem liniște? Oare când o să avem liniște? El este foarte calm și cu privire la mine când eu sunt nervoasă sau obosită, el este cel care aduce pacea și liniștea peste familie. Ce bine că e! Ce se întâmplă când apare o ceartă între unii dintre ei? Cum reacționați? Ce faceți ca să îi educați
și să redresați conflictul? Avem mai multe metode prin care copiii noștri sunt foarte diferiți. Avem mai multe categorii, dacă așa, mai multe firi. Unii dintre ei încă îi studiez, nu știu dacă seamănă cu mine sau cu soția, sau combinație. Avem, de exemplu, unii dintre ei care le-ai de ajuns să te uiți la el. Avem din copii, dacă te-ai uitat la el, el deja știe ce are de făcut. Am alții la care trebuie să le explic foarte bine. Dar în momentul când ei se ceartă, în momentul ăla, eu vreau să-i fac conștienți că ei sunt frați. Și atunci spun, bă, știi, cine e el? El este fratele tău. Dacă el ar lipsi din familia noastră, familia noastră n-ar fi frumoasă. Și în momentul ăla, copilul, fiind copil, are un sentiment de milă extraordinar. Și atunci își cere iertare. Uneori îi pun să se îmbrățișeze, să își cere iertare unul de la celălalt. Vă spun, chiar dacă sunt copii, lucrul ăsta le-i foarte greu. Deci au orgoliul lor. Normal, așa, toți au de mici. Copii. Și încercăm să ne ajungem. Uneori, când știu ce așteaptă, dacă s-au certat între ei, când știu ce așteaptă, îi pun să-și ceară iertare, să se îmbrățișeze sau să-l pupe pe celălalt, ocolesc, nu mai ceartă, doar să scape de pedeapsa pe care serios? Dau. Da, da. Nu avem pedepse foarte, foarte mari. De exemplu, îi mai ținem, n-ai voie să faci cu tare lucru, ceilalți o să-l facă, tu, pentru că ai fost obraznic, nu faci lucrul respectiv. Și atunci, așa încercăm, într-un mod deosebit. Îl privați de o activitate, da, ca să înțeleagă că orice are consecințe. Da. Cred că este o provocare și când îi strigați, se mai încurcă numele, nu? Până ajungeți la numele. Da. Până ajungeți la numele care vrei să-i strigi, cam îi apuci a striga pe toți băieții, că sunt mai mulți, îi strigi Levi, Daniel, Rubian, până ajungi la care trebuia să... Ajung la Samuel. Sunt, hai că poate tu, Sorina, stai mai mult cu ei, dar sunt curioasă dacă tu poți să-i zici repede în ordinea în care s-au născut numele lor. Da. Te rog. Iudita, Ruben, Daniel, Levi, Samuel, Iosif, Timotei, Ruth, Sara, Phineas și Abigail. A zis bine? Da. Super, foarte frumoase nume și toate biblice, dacă da. Am observat bine. Foarte fain. Da, cred că este o atmosferă ceva specială acolo la voi în casă. E foarte provocatoare familia noastră. Totdeauna e activitate. Unul cântă la instrument, unul își face temele, unul... Dar liniște există mâncare? Vreodată? Foarte rar. La amiază când dorm cei mici, dacă îi... și cu ăștia alți fac temele. Dar în rest, liniște... Mai rar. Mai rar. Noaptea când dorm. Da. Asta e cea mai mare... Cea mai des întrebare pe care mi-o pune soția mea. Cea mai des întâlnită întrebare. Oare când o să avem liniște? Oare când o să avem liniște? Deci dintotdeauna. Uneori, deci uneori chiar unul plânge, celălalt trebuie să-i faci sticluța cu lapte, altul cântă la instrument, altul căzut jos, altul... Deci trebuie să fim dintotdeauna, să fim pregătiți. Uneori, vă spun sincer, când mă duc în alte familii și văd liniște de acolo, parcă nu mă simt acasă. Da, da, fiind da, obișnuit așa în domeniul ăsta, da. Sorina, pentru tine nu este dificil. Fiecare sarcină aduce greutăți fizice, psihice. Nu a fost greu să repeți experiența asta de atât de multe ori. Da. Corpul tău a mai putut. Din punct de vedere fizic, nu am avut nicio problemă. Poate acum ultimele sarcini, că am peste 30 de ani acum, poate că a fost un pic mai cu dureri de spate sau... Dar în rest a fost ok. Nu am avut sarcini cu probleme, am avut poate la început sarcinilor au fost cu greață ca toate, da. Dar așa a fost ușor, doar psihic, așa pe ultima perioadă a sarcinii, când deja știu că trebuie să merg la spital, atunci intervin de așa un stres cumva, da, toate da, că știu ce mă așteaptă ca să de atâtea ori. Da, da, da. Nu știu, parcă la ultimii a fost o frică mai mare decât la primii, da. Ești mai conștientă de ce urmează. Însă cu ajutorul Domnului și datorită celor care ne susțin în rugăciune, chiar am trecut biruitoare peste toate și a fost bine. Știu că unul dintre copii a trebuit să se nască chiar în perioada în care Suceava a fost în carantină. Da. Cum a fost pentru voi experiența asta? Atunci a fost, cred că, cea mai stresantă perioadă, când am auzit că s-au închis spitalul cu totul și nu primesc nici însărcinatele. Vă dați seama, dorești înscris la un medic, trebuie să mergi la medicul la care ești. Când ne-a spus, mergem la ce spital vrem. Unii să te duci când nu cunoști pe nimeni. Da. Și au intervenit soțul, suna peste tot. Nu te primești, mai ales când auzeam că sunt din Suceava, nici sub nicio formă. Parcă eram din nu știu de unde. Leproși. Da.
și prin mai multe întrebări. Și așa am mers la, printr-o cunoștință am apelat la cineva la Botoșani și am mers la Botoșani. Și a fost ok. Dar am un stres în plus. Un stres în plus, dar pe lângă toate câte ai. Atunci cred că au fost cel mai multe nopți în care Sorina nu a putut să doarmă. Credeam. Ne-am gândit la toate variantele posibile. Da. Am sunat, vă spun sincer, până la Arad am sunat. Deci nimeni nu vrea să ne primească. Am sunat, la un moment dat ne gândeam la un spital privat. Am spus, mergem la spital privat, nu e nicio problemă. Imaginați-vă că era datoria mea ca și soț să pregătesc totul să fie în regulă, că erau în ultimele zile de sarcină. Și, da. Și atunci toate ușile s-au închis, inclusiv spitalele private. Deci s-au închis în perioada aia și nu aveam unde să mergem. Și chiar a fost un motiv de rugăciune și ce am rămas impresionat că s-au mobilizat foarte mulți oameni și s-au rugat, pentru că cred că cel mai mult și cred că în situația lui Sorina și a noastră, în perioada aia au fost foarte multe mame. Și în momentul când am văzut că am reușit prin anumite cunoștințe să Sorina să poată să meargă la Botoșan să nască, am început să primesc telefoane. Nu poți să ne ajuți cu noi. Imaginați-vă că am făcut tot posibilul, că știam ce am trecut noi. Știam ce am trecut noi. Și acum am uitat, când vedem că Phineas e un drăgălaș, deci am uitat momentul ăla, da. Vă spun sincer, și chiar am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Cred că ați simțit așa o frântură din ce o fi simțit Maria și Iosif, când căutau și ei un loc să nască soția și nimeni nu-i primea. Chiar în momentele astea m-am gândit. Da. M-am gândit la aspectul. Nu le-a fost sigur ușor, cum nici vouă nu v-a fost. Și legat de asta, mă întreb ce gândiți voi în această perioadă a anului în care ne amintim despre cum a venit Iisus pe lume. Ce le spuneți copilor voștri, ce le spuneți celor din jurul vostru în această perioadă a anului? Personal, împreună cu familia, chiar vorbim despre sărbătoarea asta și dintotdeauna am încercat să înțelegem sensul ei exact, așa cum l-a așezat Dumnezeu. Și am învățat foarte, foarte multe lucruri. Într-un mod deosebit, ceea ce am apreciat și ce mi-a plăcut foarte mult, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos ca să se nască. Faptul că s-a născut într-o iesle a fost un moment în care, personal pentru mine, mi-am dat seama că e atâta smerenie. Putea Iisus Hristos să se nască oriunde. Și de aici am învățat și pe copiii mei și eu am învățat că noi trebuie să rămânem niște oameni smeriți. Niște oameni aproape de Dumnezeu, pentru că dacă Iisus Hristos, care avea toate posibilitățile să se nască în altă parte, putea să aleagă orice fel de alt palat, o ales o iesle ca acolo să se poată închina oricine, și cel care are bani și cel care nu are bani, Iisus o ales o iesle. Și mi-am dat seama că și noi trebuie să rămânem niște oameni smeriți, ca toți cei care vor să ne abordeze, toți cei care vor să fie lângă noi, să aibă posibilitatea asta. Și chiar am învățat și pe copiii mei lucrul ăsta și este un principiu de viață pentru mine. Cum este în contextul acesta în care aveți de crescut 11 copii? Cum este relația voastră de cuplu? Reușiți să vă găsiți timp unul pentru celălalt, să vă mai ascultați, să vă mai spuneți ceea ce simțiți, să aveți momentele voastre romantice? Reușiți? Asta cred că este cea mai mare provocare. Nu mai ai timpul care îl ai înainte de a te căsători. Da. Deja după ce apar bine copii. Că ați avut 4 ani. Da. Acum chiar e bine. Știu, domnul. Dar se mai găsesc momente așa să fim singuri când mergem în concediu, dacă mergem singuri. Și atunci câteodată mai avem câte un bebeluș cu noi. Da, n-ai cum. Mai ieșim în oraș câteodată singuri. Dar de obicei, dacă e o perioadă mai încărcată, noaptea dacă avem timp singuri. Seara să vorbim când copiii se liniștesc, deja sunt toți în paturile lor. Da, atunci... Păi că sunteți obosiți, cât să vorbești? Nu prea poți ca dormi în timp ce vorbești. La noi liniște se face, cred că, dacă pot să zic așa, ca să se liniștească tot, să nu mai plângă nici Abigail, care e acum cea mai mică, nici toți ceilalți, cred că undeva după ora 1 noaptea. Și imaginați-vă că eu vin de pe drumuri, soția mea toată ziua aleargă, face mâncare, duce la școală, teme cu ei și toate astea. Și foarte greu, e foarte greu să putem să avem un timp. Asta cred că e cea mai mare provocare a familiei noastre, cu toate că lucrez foarte, foarte mult în domeniul ăsta ca să putem să avem momente. Că, de fapt, asta ne ține. Cred că săptămânal, dacă pot să zic așa, încerc să fac cumva să ies, doar, să ies cu soția undeva, să scot din casă. Pentru că doar gălăgia aceea, doar
deranjul care este în casă, eu chiar mă gândesc la psihicul ei, chiar mă gândesc. Da, foarte și ieșim, ieșim, luăm mașina, mergem. Super. Uneori foarte rar, mai mergem pe jos împreună. Uh-huh. Încercăm să facem asta, dar e foarte provocator și trebuie să facem foarte multe sacrificii pentru asta. Merită eforturi pentru că voi sunteți baza acestei familii și relația voastră este cea mai importantă. Așa este, așa este. Și bănuiesc că după atâția ani oricum ați ajuns din priviri să vă cunoașteți. Cel puțin eu în seara asta am surprins momente în care ea a știut exact cum, ce, la ce te gândeai tu și nu puteai exprima sau invers, ceea ce înseamnă o cunoaștere profundă unul față de celălalt. Da, da, deci ne cunoaștem. Eu deja când intru în casă, deci îmi dau seama de la ușă, îmi dau seama dacă soția mea e ok sau e obosită sau e stresată. Deci îmi dau seama din două mișcări. Deci nu se pune problema și chiar încerc să fiu foarte atent că ca și soț așa e și normal să fim și imediat îmi dau seama. Nu trebuie să zic nimic. Sorin, așa apreciezi cel mai mult la soțul tău? Că e calm, mult mai calm față de mine. Răbdător. Nu știu. Are calități care eu poate nu le am așa de mult. Mm-hmm. El este foarte calm și cu privire la mine când eu sunt nervoasă sau obosită, el este cel care aduce pacea și liniștea peste familie. Da, este important. Mult mai romantic decât mine. Da. Pot să recunosc. Ce fain. Își face gesturi romantice față da. De tine. Frumos. Tu ce apreciezi la soția ta? Dacă pot să zic așa, cred că mi-ar trebui multe minute ca să pot să spun cât te apreciez la soția mea, dar într-un mod deosebit apreciez că este foarte pozitivă. Uneori eu vin acasă dărâmat, vin sacrificiile care trebuie să le facem sunt foarte mari. Lucrând cu oamenii, fii obosit, mai ales la final de săptămână, uneori e foarte greu pentru mine. Când ajung acasă și văd cât e de pozitiv soția mea, deci atunci mă încarc putere. Îmi trece tot. Deci cred că asta și am trecut prin momente destul de grele în viață și cu 11 copii și toate lipsurile. Soția mea dintotdeauna a fost foarte pozitivă. Foarte pozitivă și dintotdeauna a spunea, nu e nicio problemă, se poate. Deci e foarte puternic din punctul ăsta de vedere și asta mă face și pe mine să mă ridic atunci când sunt căzut. Și asta e lucru care îl apreciez foarte mult. Foarte fain. E minunat și cred că într-o familie așa numeroasă e important să fie un astfel de om care... pare, cel puțin pare, dar poate chiar are situația sub control și nu e depășit de nimic. Eu te apreciez foarte mult, Sorina. Ești o inspirație pentru mine și poate pentru mamele care ne urmăresc în această seară. Am ajuns la finalul acestei emisiuni și aș vrea pentru încheiere să le spuneți un gând celor de acasă cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Se apropie și finalul de an în curând. Și îl dorim să petreacă cât mai mult timp alături de cei dragi, multă sănătate și, ce știu eu, cât mai multe împliniri. Mulțumim frumos, Sorina, de gândul tău. Să petreacă cât mai mult timp cu familia. Vă mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre și pentru că v-ați spus experiența la emisiunea Ce bine că ești. Sunt sigură că ar fi fost multe de dezvoltat, dar poate cu o ocazie viitoare. Apreciez și efortul de a veni până în București și vă doresc multă putere în continuare și sănătate, energie pentru a vă crește minunații copii. Da, mulțumim de invitație. Mulțumim de invitație, apreciem foarte mult. Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii. Sper că experiența de viață a familiei Strugariu v-a inspirat și v-a bucurat. Vă doresc și vouă multă dragoste, pace în familie, să vă bucurați de cei pe care iubiți, prețuiți maxim. Iar acum, pe final de an, vă doresc multă inspirație pentru ce aveți de făcut în viitorul an. Odihniți-vă și bucurați-vă de dragoste!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.